Caz șocant în Mehedinți. O femeie este acuzată că și-a omorât doi copii nou-născuți și i-a îngropat în curtea casei. Aceasta a fost denunțată chiar de către fiica ei în vârstă de 16 ani, care a sunat la 112. Autoritățile au cercetat locuința și curtea femeii și au găsit rămășițele celor doi copii. Atenție, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Totul s-a aflat după ce anchetatorii au fost sesizați de fata cea mai mare a femeii. Procurorii au strâns astfel suficiente probe care să o incrimineze pe mamă. Cu toate acestea, femeia susține că a avortat la ambele sarcini și s-a speriat, apoi a îngropat trupurile copilașilor. Celul parchetului de pe lângă tribunalul Mehedinți este instrumentată o cauză sub aspectul comiterii a două infracțiuni de omor calificat, două infracțiuni de amenințare și o infracțiune de influențare a declarațiilor. Săvârșite de o inculpată ce domiciliază în comuna Poroina Mare, sat Fântânile Negre, în vârstă de 35 de ani. Faptele săvârșite de aceasta au fost cele de omor calificat, au fost descoperite cu ocazia efectuării unei perchiziții domiciliare la domiciliul său, unde în curtea locuinței au fost identificate două cadavre de nou născuți. Femeia are 35 de ani și locuiește în satul Fântânile Negre din Mehedinți. Procurorii spun că unul dintre copiii s-a născut sigur viu. Este concluzia la care au ajuns legiștii. Pentru al doilea se așteaptă rezultatele probelor trimise la Institutul Mina Minovici. Cu privire la unul din aceste cadavre, s-a efectuat o expertiză de specialitate în cauză și s-a stabilit că fătul avea vârsta de 38-39 de săptămâni, respectiv viața intrauterină suficientă pentru ca fătul să fie născut viu. Cu privire la cel de-al doilea cadavru, dată fiind vechimea lui, s-a dispus efectuarea în cauza unei expertize antropologice, care nu a fost finalizat. Față de inculpată, parchetul de pe lângă tribunalul Mehedinți a solicitat măsura preventivă a arestării preventive. Tribunalul Mehedinți a dispus arestul la domiciliu al inculpatei. S-a formulat contestație care încă nu e soluționată de Curtea de Apel Craiova. Fiica cea mare a femeii care a anunțat poliția este acum în grija protecției copilului pentru că mama ar fi amenințat-o. În urma unei sesizări pe care am primit-o din partea parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, am luat decizia instituționalizării unei fete de 16 ani. La acest moment beneficiază de consiliere psihologică, într-adevăr și în urma consilierii psihologice de care vorbeam, dar și în urma discuțiilor cu respectiva minoră s-a constatat că are o traumă evidentă, se simte amenințată de către mama sa, dar asigurăm că vom lua toate măsurile necesare, este pe mâini bune și până la urmă va reuși să depășească această traumă, iar minora respectivă sperăm noi cât mai curând să poată să revină la o viață normală. Femeia mai are în grijă doi copii, o fetiță de 7 ani și un băiat de 14, care are probleme grave de sănătate. Ea era monitorizată de reprezentanții primăriei, dar aceștia n-au bănuit că ar putea fi în stare de asemenea fapte.